Naționala Mare, în cazul în care Rădoi mai trebuie să facă înlocuiri. Craiova avea convocați pe Bălașa, pe Bancu și pe Nistor. Evident, Bălașa și Bancu au ieșit din calcule. În locul lor au fost chemați Mitrea și Gane. De asemenea, Ștefan Vlădoiu și Câmpanu, ambii rezerve astăzi, sunt convocați la Naționala de Tineret. Fotbaliștii tineri în cele două echipe, cei care respectă regula jucătorilor eligibili pentru tineret, sunt Mitran și cu Bayaram la Craiova. Nistor, Ofosu, intervenția lui Ioani. L-au scăpat fundașii Chindiei pe Reghi Ofosu. Găpușă este cel care a cedat cam ușor în acel duel. Ce șut bun! Rață își face mingea un pic prea lung și este obligat să încetinească centrarea lui Rață. Florea, steagul rămâne jos și este penalti pe care îl obține Florea după acest duel cu Marius Constantin. Să vedem dacă nu cumva a fost offside întâi și întâi. Penalti pentru Chindia în minutul 29. Să vedem dacă nu a fost offside, să vedem dacă a fost penalti. Marius Constantin nu pare convins. Nu este offside, foarte bună decizia lui Valentin Avram. Preluarea a fost greșită și după părerea mea se dă ușor acest penalti. Mai degrabă Florea este cel care se lovește de Marius Constantin. După părerea mea este un alt penalti hilar. Popa! Dă extraordinar de tare și Chindia deschide scorul în minutul 30. După părerea mea un penalti inexistent. Din nou Nistor reușește să-i paseze lui Mamut, Ioani, a doua intervenție fantastică în meci. Ioani l-a blocat în prima repriză pe Ofosu, acum reușește să respingă un șut foarte bun al croatului Mamut. Bună ideea lui Bărbuț, șut din întoarcere, bară! Fantastică, a doua bară a lui Mamut. Ce execuție bună, surprinzătoare, Mamut se întoarce de la poartă. Meciul în care, așa cum spun fotbaliștii, mingea nu vrea să intre în poartă. Sunt patru jucători în careu, centrarea lui Vlădoiu, ajunge la Ivan, extraordinar, avea o grămadă de variante să paseze în fața porții, unde erau doi coechipieri, să dea la poartă, alege această soluție de a se învârti în jurul lui Ioani, până când Ioani reușește să prindă. Nu s-au înțeles aici Pițian și Căpușă. Aștepta acolo Marius Constantin, o pasă simplă cu latul și probabil că Universitatea ar fi egalat. Balon recuperat de Dulca, ai pasă lui Neguț, Ivan își dorește să revanșeze, dar Neguț trece ca acceleratul. Neguț, ratare monumentală, Neguț i-a ridiculizat pe Ivan și pe Pap, după care ratează execuția, sunt doi, îi cere să vină imediat înapoi, mai sunt 30 de secunde. Este a doua înfrângere consecutivă cu acest scor pe teren propriu în fața unor formații în care în mod normal te consideri favorit. Se termină, este victorie pentru Chindia.